cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Reîncepem emisiunea de astăzi și o înregistrăm, ca să fiu foarte cinstit, o să o dăm după aceea de mai multe ori. Motive tehnice, să le spunem așa, tehnico-umane, da, asta e altă poveste. Invitatul de astăzi, domnul profesor Gheorghe Apetre, candidatul PNL pentru funcția de primar al orașului Târgu Neamț și în același timp director unei prestigioase instituții de învățământ, în care eu am spus de mai multe ori că a reușit lucruri extraordinare, pornind de la nivelul la care vin elevii în acest liceu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră, pe cei care muncesc împreună cu dumneavoastră și pe telespectatorii noștri. Domnule profesor, spuneam de mai multe ori că cine își asumă candidatura la Târgu Neamț, în afara PSD-ului, are de dus o luptă și o muncă grea pentru a performa, dar că după 12 ani, după 8 ani de mandat al unui primar, urmează o perioadă în care electoratul face alegeri. Adică face, nu alegeri, m-am exprimat greșit, se uită în urmă și zice, măi, ce au făcut ăștia și corespunde ce au făcut ăștia cu ce am vrut noi și se gândește la viitor. Cum simțiți acest lucru dumneavoastră? Bună dimineața! Eu simt acest lucru în momentul de față mai bine ca oricare, pentru că eu sunt cel care primesc, să spunem așa, într-un limbaj mai nou, feedback-uri de la oameni. Eu sunt cel care sunt încurajat, eu sunt cel care în momentul de față cred că Apetre Gheorghe va fi viitorul primar al orașului Târgu Neamț și cred lucrul acesta pentru că cetățenii orașului Târgu Neamț îmi dau acest imbold, impuls și, să spunem, acest răspuns. Din ce în ce mai mulți oameni au curajul să facă lucrul acesta public, se alătură echipei noastre. Am mers prin orașul Târgu Neamț, am luat pulsul orașului și îi văd pe oameni cum îmi zâmbesc când merg pe stradă și nu reușesc să-i salut pe toți înaintea lor. Asta înseamnă mult pentru mine. Profesor, suntem așa ca în învățământ acum. Suntem la simularea... Suntem la o simulare. La simularea alegerilor, ca să spunem așa. Cum simțiți această simulare? Că la noi se simulează examenul de BAC, se simulează examenul, cum se cheamă celălalt, de la clasa 8-a, simularea, evaluarea națională. Cum simțiți în acest moment, la nivelul acesta, al simulării la nivelul orașului Târgu Neamț? Să știți că omul poate fi simțit atunci când se uită în ochii tăi, pentru că eu sunt unul dintre oamenii care mă uit în ochii oamenilor. Am făcut lucrul acesta și la școală, timp de 26 de ani și așa cum îmi dau seama după priviri când un copil și-a învățat sau nu lecția, să știți că îmi dau seama și când mă uit. E o extrapolare acestui lucru și îți dai seama despre modul în care, despre ochii spun multe, modul în care strălucesc ochii. Și modul în care interacționează omul cu tine non-verbal de multe ori. Dacă îți spune așa că te-a văzut și mult succes, știi că n-o să ai. Dar în momentul când se uită la tine, îți zâmbește și vrea să stea de vorbă cu tine, știi că omul acesta are o nevoie, are ceva să-ți spună și că are încredere în tine să o facă. De fapt, să știți că programul, proiectul de guvernare al meu și al echipei mele, de aici izvorăște, din discuția cu cetățeanul orașului Târgu Neamț, din discuția cu cei care pe data de 9 iunie vor mai deschide o carte a evoluției orașului. Apropo asta cu deschisul cărții, eu am spus întotdeauna că ce lipsește clasei politice din România și exista în perioada interbelică, erau acele cluburi de partid. A avut PNL-ul, a avut PNCCD-ul, cluburi de partid
în care nu se jucau cărți și se bea cafea. Erau aduși oamenii care trebuiau să lucreze pe anumite funcții, că și atunci se dădeau funcțiile tot în funcție de partid, de interese, de nu știu ce, dar ei erau pregătiți. În acele cluburi se discutau probleme. Cum administrăm o țară, cum administrăm un județ, cum administrăm un oraș. Și care toate sunt regulile. Care sunt regulile. Până unde te poți duce cu bătăușii care spuneau voturile, știți? Da, da, da. Până unde te poți duce cu aia, unde trebuie să te oprești, care sunt limitele la care poți merge. E, lucrurile astea au dispărut. Se fac școli de partid la mare vara și la munte iarna. Și eu și dumneavoastră v-ați uitat la emisiunile de pe TV cu școlile de partid și nu cred că alea sunt școli în care se învață ceva. Putem discuta despre oameni care învață să facă lucruri acolo. Ba, domnișoare, cu lipsa unei anumit metraj de material învelitor, până la doamne de 70 de ani, care s-a dus acolo pentru că dau bine aparatului de partid, pentru că au lucrat mulți ani. Nu mai vorbim de ceilalți. Da, și ca să nu vorbim că inclusiv de aici, din județul Neamț, la un anumit partid, știți dumneavoastră, care au fost interpelate și au creat ilaritate la nivel național. Asta este o mare problemă. De aceea, important este ca omul care vine să candideze, să aibă un bagaj de cunoștințe, am spus așa, o experiență, vă rog. Am spus așa, în afara bagajului de cunoștințe pe care tu, ca viitor primar, trebuie să-l ai, trebuie să știi și să accepți să te înconjori de oameni care sunt tehnocrați și chiar mai buni decât tine. A te înconjura de oameni performanți în jurul tău nu trebuie să fie o frică. Eu cred că cei care au condus județul până în momentul de față s-au înconjurat de oameni mai slabi decât ei, tocmai pentru a-i putea controla și a-i putea hățui, ca să folosim termenul acesta. Dacă ești înconjurat de oameni slabi, îi vei conduce ușor, iar postul tău nu e amenințat. Stai bine, mersi acolo. Abilitatea ta de a-i da pe loc repaus sau stânga-dreapta mâine poate fi pusă în practică. În momentul în care în jurul tău oameni cu principii, oameni care sau cărora expertiza profesională i-a dus în poziția pe care sunt, adică meritocrația, acei oameni vor spune: șeful, cred că trebuie să te mai gândești aici. Haideți să mai vedem o dată problema, ți-o pot spune cu eleganță, iar tu tot cu eleganță trebuie să înțelegi că omul acela e lângă tine să te ajute, nu să-ți vrea rău. Sau discuți pe argumente cu el. Dom'le, asta este ideea mea. Uite, avantajele din punctul meu de vedere sunt astea. Tu îmi spui asta. Da, dar vezi tu că ce îmi spui nu corespunde cu posibilitățile orașului în acest moment. Noi teoretizăm lucrul acesta, dar să știți că foarte multe lucruri așa s-au întâmplat la noi. Da. Haideți să vedem ce lucruri s-au întâmplat. Ce lucruri s-au întâmplat așa la nivel de județ? La nivel de și da, județ, dar oraș. La noi în Târgu Neamț? Da. Păi, uite, eu cred că problema apei nu a fost rezolvată datorită faptului că de-a lungul timpului funcția a fost politică și nu ocupată de hidrotehnicieni cu viziune care să poate convinge pe cel care a împărțit banii cum trebuie împărțiți. Este simplu. S-au făcut atâtea lucruri în județul nostru. Da? S-au adus atâția bani. Să nu rezolvi o problemă de pe prima treaptă a piramidei nevoilor, adică de hrană, pentru că apa este și hrană, este groaznic. Știți că avem hrană, securitate, recunoaștere socială și după aia autodezvoltare. Exact. Noi suntem la aia de jos, nu avem. Să nu rezolvi această problemă
și să-i spui că poate progresa cultural la nivelul unui anfiteatru grandios, dar el să nu aibă apă dimineața, nu e o prioritizare a nevoilor. Și aici nu vorbim doar de oraș. Și această prioritizare de unde vine? Nu are niște oameni care ar trebui să ia nevoile de la cetățean? Că eu pot să mă gândesc mâine dimineață că pe lângă anfiteatrul acela ne trebuie unul și mai mare, pentru că putem face la nivel de Moldova niște întruniri care să aducă toți primarii din toate localitățile, în care noi să expunem valorile noastre de-a lungul timpului și să facem un bla bla bla. Și să mai faceți și o telegondolă de la anfiteatru sus la Centate și înapoi. Da, știți? Să spunem. Adică deși un funicular cred că ar fi pentru Cetatea Neamțului, da. Deși un funicular pentru Cetatea Neamțului, pentru cei care nu mai reușesc să facă 20-25 de minute de urcuș în pantă și își doresc și ei să stea acolo 20 de minute, să observe o panoramă frumoasă a orașului și a zonei din jurul nostru până la Văratec, nu ar fi exclus, ar fi bun. Dar vorbim despre nevoi stringente. Și lucrurile acestea le iei de la cetățean. Când vorbim despre apă. Da? Deci, dacă nu reușim revitalizarea apa servului și un program concret pe timp, cu indicatori de performanță și algoritm de realizare, în care să vedem, am făcut până pe data de lucrul ăsta, ne-am împotmolit, gata, l-am șters și am plecat de acolo. Încercăm să facem lucrul acesta cu altcineva. Încercăm să facem lucrul acesta cu apa vita. Nu trebuie să ne ferim, nu trebuie să spunem, pe om nu-l interesează dacă societatea care îi furnizează apă se numește apa vital, apa serv, apa nova. Nu interesează lucrul ăsta. Interesează dacă deschide, are apă. Ne dorim apă de la Nimțișor. Bun. Nu putem aduce apă de la Nimțișor. O aducem, domnule, din Moldova, ca e seacă mai greu, aduce mai multe râuri, este simplu. Dacă nu pui, nu-ți ajunge apa dintr-un put, duci undeva unde sursa este mai mare. Domnul profesor, Iașu se alimentează în mare măsură de la Timișești. Eu dacă stau bine sunt și mă gândesc... Sunt două surse de la Timișești, sunt sursele de captare a Ozanei de la zona Timișești și suplimentare cu apă din Moldova. La fel și Târgu Neamț în momentul de față are 13 puțuri din care astăzi funcționează doar două la Lunca și suplimentarea s-ar face tot cu apă din Moldova. Există o apă, țeava aceea ciuruită despre care se vorbește și care are vreo 30 de ani de când este făcută și care are 950 de intervenții la nivelul ei până în momentul de față. Acele 950 de intervenții înmulțite cu prețul mediu de 500 de euro sau nu știu cât a fost, arată că ar fi putut schimbate de vreo 3 ori. Dar nimeni nu a vrut să înțeleagă omul acela care lucrează acolo și care i-a spus, șefule, nu mai avem ce-i face. Azi mai bagă eu în dop că merge. Noi construim acum altceva, facem niște porți la intrare în județ. Dacă facem porțile alea... Scumpe. Facem niște porți la intrare în județ, nu avem timp acum de asta, mai vezi tu, mai pune un dop acolo, după aia o să facem. Și mai găsim alte proiecte grandioase care nu vin în nevoia directă a cetățeanului, conform necesităților lui. Le luăm într-o prioritate. Băi, de ce are nevoie omul prima dată? Și am spus apă, canal. Deci fără apă utilități. Nu discutăm. Fără apă nu discutăm, fără drumuri nu discutăm, fără sănătate nu discutăm. Ori dacă luăm lucrurile acestea, să știți că vedem că chiar la nivelul orașului Târgu Neamț, un sondaj făcut anterior a arătat aceste nevoi. Toată lumea își dorește prima dată rezolvarea problemei apei, iar eu sunt persoana care îmi voi da toată interesul, expertiza profesională și mă voi înconjura de oameni ca în cel mai scurt timp să rezolv această problemă. Lucrul acesta este primul lucru pe care mi-l doresc și voi studia și voi învăța și asigur pe toți că pot să învăț inclusiv tehnică pentru a rezolva această problemă. Evident că lucrul acesta trebuie rezolvat în legătură și cu proprietarul societății acelea APA Serv,
Adică Consiliul Județean, dacă se poate. Noi dacă nu, înțelegem atunci... și avem speranța că atât Primăria Orașului Târgu Neamț, cât și Consiliul Județean al Județului Neamț va avea aceeași echipă la conducere, care adică va de putea liberale. Să rezolve această echipă liberală. Problemă. Păi cei care au fost n-au rezolvat-o. Deci nu mai putem vorbi dacă în 8 ani de zile nu ai rezolvat acest lucru. Mai putem vorbi acum că rezolvi în următoarele 3 luni tu. Ai avut 8 ani. Cum adică? Îl rezolvi acum la alegeri în 4 luni sau în 3 luni și până acum de ce nu le-ai rezolvat? În 8 ani. Problema aceasta nu este de ieri. Este de ani de zile. Da. Iar doar prin a ne ruga să plouă, nu o rezolvăm. Bine, se poate rezolva pe termen scurt, dar cam atât. În rest, găurile alea rămân și vorba dumneavoastră, asta este un lucru clar. Nu a gândit nimeni la Consiliul Județean. Înțeles că s-a încercat forarea, adâncirea acelor puturi de captare de la Nemțișor, s-au trecut de stâncă mai mult timp, de marnă și s-au ajuns la apă sărată. Bun, gata. Înțelegem că de acolo nu mai putem. Hai să coborăm mai la vale, unde curge apa. Până la urmă, în zona Timișeștiului, da? În zona Timișeștiului, de la Timișești în aval, nu mai curge apă. Este captată toată de către Apa Vital pentru Iași. Dar noi putem capta înaintea lor. Că avem unde. Că avem unde. Și e nostru. Exact, exact. Bun, e ciudat de ce lucrurile astea nu s-au gândit. Vă spun, am răspunsul la întrebare. Vă rog. Pentru că tehnocrații, cei promovați pe meritocrație, hidrologii, nu au condus apa Sergu. I-au condus niște politruci. Puși acolo de partid. Niște oameni puși acolo de la partid, care să doneze partidului beneficii. Dar asta, pe termen lung, nu e un beneficiu. Este un mare handicap, domnul profesor. Păi dumneavoastră credeți că domnul Arsenie s-a gândit el foarte mult la pe termen lung pentru orașul Târgu Neamț sau s-a gândit pe termen scurt pentru el? Dar nu s-a gândit pentru Grumăzești, că și Grumăzeștiul este afectat. Nu-i pe tot pe aceeași linie și Grumăzeștiul. Dar s-a gândit pentru copilul lui, care are cea mai mare exploatare de piatră din România. Toți munții Măcinului... să ai dumnealui. La 21-22 de ani să reușești să ai așa performanță în afaceri pe baza cunoștințelor pe care tu le-ai dobândit, e perfect. Da, da, acolo e destul de aproape de mare. Știți, are apă, o desalinizează, adică nu-și pune problema apei la Târgu Neamț sau la Grumăzești sau la Agapia sau în altă parte unde vezi, doamne, este zonă turistică, vine turistul și ăla, am vorbit cu proprietar de pensiuni care o să așa, domnul, mi-e rușine mie. Să le spun că nu pot dimineața să le asigur apă la robinet. Le aduc cu găleata, ceea ce nu este normal. Dar asta e. Oamenii cu care vorbiți au curajul să le spună aceste probleme? În ceea ce privește problematica apei, oamenii au tot curajul pentru că sunt direct afectați. Atunci când omul este direct afectat, are... dorința de a vorbi și de a-i spune. Când îl afectează pe celălalt, s-a învățat să o tergiverseze. Nu te băga, pe principiu capul plecat, nu taie sabia, nu-l taie, capul plecat nu-l taie sabia. Și să știți că există această posibilitate. La fel cum sunt oameni care mă întreabă, domnul Petri, dar dumneavoastră erați director acolo la Colegiul Tehnic Ion Creangă din Târgu Neamț. Dumneavoastră aveți albine, sunteți un om muncitor, aveți de toate acasă, domnule, ce vă trebuie dumneavoastră? Îmi trebuie să nu mai văd oameni care nu se pricep și care reușesc să se cocoațe prin neștiința lor sus, acolo unde nu le este locul și unde nu se pricep să facă. Eu nu știu, în stup sunt și trântori, dacă ne ținem minte. Să știți că în stup sunt și trântori, sunt folositori. Dar trântorii sunt folositori, creează acel climat necesar muncii, lucrului. Albinele sunt stimulate de către trântori să muncească. La, în viața reală, trântorii nu stimulează albinele să noi muncească. Noi extrapolăm lucrul acesta, albina e cea care robotește, cea care duce mierii, regina depune ouăle, trântorile nu face nimic. Nu, acolo nu. Face. El prin prezența lui creează acel lucru. Să știți că o familie de albine slabă, o familie de albine bolnavă nu crește trântori.
Albinele au nevoie de un mediu ca albinele să cresc trântori și îi ajută să se dezvolte doar în perioada de beatitudine, doar în perioada în care le e bine. Când s-au terminat resursele și ei sunt eliminați. Dar lucrurile acestea se întâmplă în toamnă când nu mai sunt folositori. Dar pe toată perioada strângerii nectarului, familia de albine care conține trânturile familiei de albine învățătura sănătoasă. Pe care trebuie să o luăm este să folosim acești trântori din viața socială, dar toamna se elimină. Mă rog, nu vreau să merg mai departe, că zice lumea că fac politică. Păi, să știți că se potrivește, pentru că preluarea conducerii Consiliului Local și a Primăriei Orașului Târgu Neamț din toamnă se face. Mă rog. Alegerile sunt acum. Eu mă referam la albine. Alegerile sunt acum. Am o curiozitate. Mă rog. Nu știți cumva, la covrigii de Buzău se folosește și miere? La covrigii de Buzău cred că nici sare nu le mai trebuie. Dar apoi să le mai punem miere. Cum ați reacționat dumneavoastră văzând declarațiile domnului Cum Ciolar? Am reacționat? Imediat vă spun. Prima dată când am văzut declarațiile lui, nu înțelegeam ce vrea să spună, că și-a început să râdă singur, aia din jur nu prea mai râdeau. El a spus acolo, că a venit acolo Bănățeanul, nu știu ce, cu Ardebozoian. Și nu mă jigniți. Prima dată, la prostia pe care o spus-o, am pus mâna pe telefon și să mă uit în CV-ul lui. Băi, ce la partea de studii. La partea de studii, să văd ce cu el, de unde a venit. Și am văzut că a terminat un liceu în 86, și am văzut că a intrat în facultate prin 91-92. Ce facultate? Adică o facultate Hiperion, că m-am uitat la care, de științe juridice, o facultate privată Hiperion. Nu știu, n-am auzit de ea, nu vreau să-i denigrez, dar eu știu că facultatea, Universitatea de la București avea științe juridice de la Iași are. Nu a făcut o facultate cum fac cei care termină liceul, iau bacalaureatul și se duc la școală. Da. Poți fi de 7 în liceu și să faci o facultate pe bunii. Da, și progresezi. Poate omul ăla a fost de 7 din cauza că a învățat la 3 obiecte sau etc. Sau făcea sport, sau făcea ceva. Sau făcea sau ceva. Lucra acasă. Potențialul omului poate fi dezvoltat oricând. Băi, da, în momentul când faci vreo 5 ani de zile pauză după ce ai făcut liceul, timp în care o covrigărești, că așa o covrigărești, iar apoi vrei să conduci țara asta și să-ți dai tu cu părere asupra aspectelor macroeconomice și a strategiilor de dezvoltare. Și mai ai niște poze cu Omar Haisam, pe la vânătoare cu o pușcă în mână. Eu cred că domnii de la partidul care conduce județul ar trebui să schimbi toate bannerile. Acum măcar 2 zile să mai fie 3 persoane acolo. Una s-o scoată. Adică ce? Să-l scoată pe domnul Ciolacu de acolo. Cineva să gândește că poate folosește. Eu cred că nu mai folosește. Acum cred că a fost o mare greșeală. Bun, un om care denigrează atâta istorie spirituală. Iorga Enescu, Eminescu. Într-un fel se dezice chiar de originea lui. Iorga, maică-sa de la Tecuci. Da, deci se dezice cumva de originea lui. Păi Iorga a învățat limba turcă în drum la Istanbul, în 2 zile. Ca să poată să susțină din Moldova, da. Să poată să susțină o conferință. Da, să poată să susțină o conferință. Nu știu care grecii, dacă nu cumva, i-au dat o bucată de teren, o exclavă, a avut România, i-au dat-o pe numii proprii lui Nicolae Iorga, numai pentru câtă minte are. Domnule, pentru câtă minte ai dumneatale, uite, pentru România îți dăm bucata asta de teren în afara țării să rămână a României. A fost cedat ulterior, au fost alte treburi. Și tu să spui că ți-e rușine să fii, că nu știu ce, că n-ai vrut să spui așa după aia. Nu mă jigniți. Nu mă jigniți, dar nu, după aia, prima dată să nu jignim că e moldovean. El nu e moldovean, să nu jignim că e moldovean. Am încercat să o interpretez ca pe o greșeală de dicție, să văd dacă punem virgulile prin altă parte, dar nu iese. Da, după aceea a spus ceva de genul că e o glumă preluată dintr-un ziar de umor. Problema este, domnul profesor și domnul candidat, noi suntem o republică semi-prezidențială. Josie Moldovean. Președintele și primul ministru conduc această țară. Nu ai voie să faci glume ca prim-ministru într-un cadru oficial.
Nu ai voie. Pentru o asemenea glumă, într-o țară cu reguli stricte, erai trimis acasă. Domnul Bălănescu, ați văzut vreo minte luminată ca și consilier în imediată apropiere a domnului Ciolacu, care să-l învețe lucrul ăsta, că el n-avea de unde să știe. El n-avea cum, nu s-o pregătit, el nu avea școala făcută cum trebuie, el n-avea cum să știe. Îi lipseau niște cărți. Ați văzut o minte luminată, un strateg pe care să-l aibă în imediata lui apropiere și să știți de el, care să-l învețe să nu facă prostii de genul ăsta? Unul era în spatele lui la Timișoara. Domnul... Săracul... Nu eu mai trebuie. Ăla... A picat când a căzut jos. Da. Bun, acum... Domnul Grindeanu, eu nu am cu școala făcută la timp. Nu știu, n-am stat să mă uit. Îi știu doar relațiile lui de prietenie în zona Grumăzești, Târgu Neamț și mi-ajunge. Da. Deci nu mai discut asta. Bun, să ne reîntoarcem la candidatura dumneavoastră. Trecem despre apă și canal, pentru exact. Că am discutat despre apa serv. În orașul Târgu Neamț și drumurile încă reprezintă o problemă. În momentul de față, la nivelul orașului, luat în întregime, așa cum este orașul el, cu tot cu satul nou, cu tot cu Blebea, cu toate fundăturile din oraș, are un grad de asfaltare de 70%. Suntem un oraș. În condițiile în care, în rural, gradul de asfaltare este mult mai mare. Iar prin acest anghel salin în momentul de față, se ajunge la 100% în cele mai multe comune din jurul orașului Târgu Neamț. Vă dați seama ce spun acum? Eu îmi dau seama. 70% grad de asfaltare. Sunt străzi pe care actuala conducere a orașului Târgu Neamț nu a dorit să le asfalteze datorită faptului că acolo erau considerate PNL pe străzile respective. Nu e o nebunie. Asta chiar este... Nu e o nebunie să poți să faci treaba asta? Să vină strada și să o iei la dreapta din cauza că dacă ai fi luat-o și la stânga ai asfaltat-i la... Nu e o nebunie. Cea mai mare greșeală pe care poate să o facă un conducător este aceasta, să creadă că este doar primarul unora. Noi trebuie să fii primar pentru toți oamenii, indiferent cât te-au ales sau cât nu te-au ales. Poate peste 4 ani de zile se gândesc altfel și văd în tine omul care ai stat să le asculți păsul. Și foarte mulți oameni își pot da seama despre tine ce fel de om ești la modul cum reacționezi în aceste situații. Adică, dacă omul ăla a avut o anumită gândire, oare nu este vorba despre libertatea lui? Am mai spus-o odată. Eu nu pot să-i spun domnului Bălănescu, domnul Bălănescu, vă rog să mă votați pe mine. Eu pot să-i spun domnului Bălănescu, domnul Bălănescu, uitați, eu așa gândesc despre această problemă. Și asta vreau să fac. Domnul Bălănescu, eu până acum, până la cei 49 de ani pe care i-am, astea sunt lucrurile pe care le-am făcut în viață. Iar Bălănescu știe el singur să pună în comparație. Păi, ăsta cine este? Ce a realizat? Ce își dorește? Ăsta cine este? Ce a realizat? Ce își dorește? Și știe singur că trebuie să aleagă. Că îi vede candidați. Așa, când te duci la om și te apuci să iei din libertatea lui individuală, din conștiința lui și să-i spui că pe mine trebuie să mă votez, pentru că noi nu cred că e elegant. Iar lipsa de eleganță poate fi taxată. Bun. Mergem cu străzile. Bulevardul Ștefan cel Mare și Bulevardul Eminescu sunt ultra-aglomerate. Au o zonă în fața parcărilor în Spic, o zonă de 1 metru, care este făcută ca zonă verde. Intenție foarte bună. Rezultatul prost. Acea zonă cu un pic de iarbă în fața fiecărui mașini și cobordor înaltă, deși o stricat toată lumea, toate barile din față la mașină, este cu iarbă semănată, călcată de oamenii care trebuie să iasă din mașină și să urce pe stradă. Din păcate. Lărgirea pe Mihai Eminescu și lărgirea pe Ștefan cel Mare a străzii cu 1/2 metru, cu menținerea parcărilor în plic, va permite de la Humulești până la Policlinică și de la Policlinică până la Dormirea circulația pe 2 benzi pe sens.
Ceea ce ar însemna foarte mult. Ceea ce ar însemna foarte mult. Mai că acolo, din câte țin eu minte, parcă este drum național. Dom'le, ne prevalăm din niște chestii așa că e drum național. Nu știu, domnule, ce fel de drum este. Și ăia de la național au și ăia niște șefi și ăia trebuie să asculte de nevoie. Dacă tu ești la nivel național, înseamnă că nu trebuie să vezi nevoia locului prin care treci. Adică tu dacă ești la nivel... Când aud că așa e proiectul și văd pe unii că au făcut niște șanțuri la care apa trebuie să se ducă la deal și îi spun că au proiectul, nebunesc. Așa este proiectul. Cum adică așa e proiectul? E un proiect făcut ca ni oamenii. Cei de la nivel național trebuie să răspundă nevoilor oamenilor și nevoilor de circulație. Că doar omul nu-și dorește rău. Apropo de cum sunt proiectele, zilele trecute a venit cineva în redacție și a zis, domne, veniți în comuna Cutare să vedeți, s-a făcut un drum senzațional, foarte frumos, este extraordinar, este foarte bine. Au uitat să doteze cetățenii cu tancuri ca să iasă din curte. Că s-a ridicat drumul cu jumătate de metru. Domnul... Dumnezeu, scris că problema asta noi la Târgu Neamț, strada 1 mai din Humulești, în care încape numai o singură mașină, stradă care este în pantă și stradă în care când se întâlnesc două mașini, una care dintr-un șanț de un metru. În fiecare iarnă, oamenii săraci își lasă mașinile și mai duc mașina acasă. Oamenii ăia nu-s bucuroși de asfaltare. Oamenii ăia sparge strada cu toporul. Pentru că dacă o făceau cu jumătate de metru mai lată și dădeau șanțul doar pe o singură parte, puteau să dea șansul pe o singură parte prin panta străzii. O soluție tehnică făcută de niște oameni care sunt responsabili. Știți, eu sunt sătul de proiectul ăsta. Până mâine dimineață fă proiectul când îi vin niște bani. Eu nu mai vreau. Asta este o mentalitate cea mai proastă. Eu nu mai vreau asta și nu vreau să spun că s-a întâmplat, în ce locuri s-a întâmplat lucrul ăsta și la ce proiecte de modernizare și etc. Da, pentru că asta e cea mai mare problemă. Da, în momentul când vine, spui avem deadline. Să punem proiectul la spital acum. Băi, oameni buni. Stai o leacă, stai să vedem cine voie să la spitalul ăla. Nu, dar e o problemă. Dom'le, stai un pic. Nu vorbim despre un coș cu flori, îl duci la ziua cuiva. Păi se întâmplă lucrul ăsta acolo unde o parte din bani trebuie să întoarcă înapoi la dihăniile care le-au comandat domnul Bălănescu. Aia nu sunt oameni care fac treaba asta. Aia nu sunt oameni care se gândesc să facă un lucru pentru a-și putea primi niște bani înapoi. Nu cunosc asemenea oameni, dar cred că s-a întâmplat. Eu nu-i cunosc pentru că nu sunt în apropierea mea. Da. Drumuri, bulevard. Haideți să vă spun alte lucruri. Uite că mi-am notat aici. Avem o grămadă de străzi fără trotuar pe care să meargă omul. Deci suntem în orașul Târgu Neamț. De la satul nou până în Târgu Neamț, trecând toată zona, nu au un trotuar. Nu au un trotuar oamenii. Din zona... barieră spre ieșirea spre Timișești, iarăși nu avem trotuar. Strada Cuza Vodă, pe un tronson foarte mare, nu mai are trotuar. Ca să nu mai vorbim de faptul că mai trotuarul ar trebui și luminat. Eu văd la infrastructura asta pietonală inclusiv o potecă amenajată și făcută cum trebuie de la Muzeul Vânătorilor din Munte, unii până acolo chiar trebuie asfaltat până sus la el, pentru că este un punct de referință. Primul batalion al vânătorilor din Munte, dăm gâsca jos și punem vulturul în locul lui, amenajăm acolo zonă și până la Cetatea Neamțului, cum ar arăta o plimbare pe jos, duminica, în care dintr-o sută într-o sută de metri să ai și o băncuță în care să stai jos, să poți să auzi și tu glasul naturii, nu ar fi frumos? Și cred că ar atrage oameni, pentru că Târgu Neamț este un oraș turistic, dar nu este un oraș turistic pentru neapărat cei tineri care își doresc zbucium. Decât dacă poate privim multitudinea celor 25-30 de săli de jocuri, de noroc. Apropo, vă încadrați cu jocurile de noroc acum în noua lege? Sau? Nu știu dacă mă încadrez, dar eu nu vreau să le mai văd, dacă există această posibilitate prin care un referendum local să înțeleagă că este o problemă gravă, că acel copil care vine de la țară să meargă la școală... Vă confruntați și în școală. Că acel copil de la țară care vine să meargă la școală, în momentul când s-a dat jos din autobuz, trebuie să treacă printre 20 de săli de jocuri, de păcănele, noi îi creăm lui toate condițiile spre a nu fi un om de soi.
Îi creăm condițiile ca bursa pe care o dăm noi, îi creăm condițiile ca bănuțul pe care îl dăm mămica pentru niște biscuiți, să-l duc acolo, cu văzut și el pe altul. Din păcate, din fericire, încă nu știu cum e înăuntru la el, pentru că n-am apucat să intru niciodată. Dar cred că este și o zonă așa luminată într-un fel în care se... Limba totul română, este făcut să te atrag. Tahuiască, să nu mai știi ce cu tine și să-l ieși acolo tot ce ai. Eu nu am văzut nici oameni care au câștigat, eu n-am văzut niciun om care spune despre jocurile de noroc că ni trebuie. Și am mai vorbit despre el, chiar nici nu vreau să aud. Nu. Într-adevăr, e o nenorocire. Este o plagă pe care oamenii cu cap să nu spună că nu o pot elimina, domnule. Adică legile. Domnule, dacă oamenii din orașul Târgu Neamț își doresc lucrul ăsta, să facem o lege care să vină în sprijinul acestei nevoi. Dacă toți spun că nu sunt buni, hai să facem o lege prin care să eliminăm partea proastă a lucrului. Știți cum e? Faci o lege și spui așa. Dom'le, păcănelele nu sunt bune în localitățile sub 10.000 de locuitori. Dar sunt bune în localitățile peste 10.000 de locuitori? Adică, nu știu, mie mi se pare, dom'le, o lipsă de logică. Du-le un pic în afara orașului și fă-l pe ăla care, cum să spun, pe ăla care nu este învățat să facă ăla. Fă-l pe ăla care este novice. Fă-l pe ăla care nu trăiește din minunea asta de a câștiga. Fă-l să plece. Fă-l să nu fii ispitit. Copilul ăla de clasa nouă care vine, nu știe nici el, o intra, vine în oraș a doua oară, eu dau mai exact 200 lei, îți duci pocnești 2-3 ore acolo. Știți că pentru el ai făcut. Da, normal că nu se ducă ea cu bani foarte mulți acolo, ea se duc la casino, se duc în altă parte. Monaco, în alte părți. Dacă nu și Las Vegas acum. Da. Deci avem o grămadă de străzi, uitați, le-am și notat aici, m-am uitat o parte din ele, a Produl Purice, Tăbăcar, Cerbului, Prodului, Ogarilor, Blebei, Gheorghe Doja, Vulturi până la Monument. Astea sunt nenorocire. Și un alt aspect, noi suntem un oraș turistic, domnul Bălănescu. Târgu Neamț este un oraș turistic. Nu este un oraș... Cu aviz de oraș turistic și a cărui viitor se întrevede tot la acest nivel. Eu nu văd Târgu Neamț ca un oraș industrial. Eu îl văd ca pe un oraș turistic. Pentru că avem Casa Ion Creangă. Avem cetatea, să spun corect, Muzeul Memorial Ion Creangă. Pot să spun și așa. Muzeul Cetatea Neamțului. Nu-i problemă. Dar spun ca să înțelegem. Avem toate mănăstirile cele din apropierea orașului nostru. Casa Veronica Micle. Sunt atâtea lucruri. Casa Vasile Găman la Vânător, Casa Nicolae Popa la Târpești. Mai avem lucruri de genul ăsta. Cazematele pe care au fost linia frontului, care au fost pus și care pot fi puse în evidență. Avem atâtea lucruri la nivelul. Avem situri arheologice în imediata apropiere a orașului Târgu Neamț și care au arătat culturi de precucuteni și multe lucruri scoase de acolo. Domnul Vasile de acolo, un pătimit arheolog, face niște lucruri extraordinare. Avem lucruri pe care le putem scoate în față. Dar în luna mai, ca suntem pe data de 30, e ziua în care primul președinte, nu? Suntem pe 1 mai. Pe 1 mai. Aha, ce amintiri. Am crezut că e 30. Ce amintiri. Ce amintiri frumoase. Da. Mi-aduc aminte că pe 30, am zis că suntem pe 30, primul președinte a Statelor Unite a semnat acolo, a devenit președinte. Așa. Da. În fin, trecem peste asta. Avem un oraș turistic. Viitorul orașului Târgu Neamț se întrevede a fi turistic. Să ai pe data din 1 mai material antiderapant la marginea bordurii. Data asta iarnă. Nu e luat nici până acum. În momentul când plouă să-ți murdărești mașina, de să nu-ți dai seama cât de tare în oraș, în condițiile în care în oraș și cu administrații ca lumea, se așează tânărul și jos și nu se murdărește. Nu este admisibil. Târgu Neamț nu este un oraș curat. Bun, ați amintit de Târgu Neamț, oraș turistic. El a primit această titulatură. Datorită existenței băilor oglinzi în imediata lui vecinătate, de fapt pe raza orașului Târgu Neamț. Primăria, în momentul de față, este orașul Târgu Neamț este 100% acționar. Proprietar și acționar. Cel mai de anvergură proiect pe care Târgu Neamț trebuie să-l facă este revitalizarea și reconstrucția stațiunii Oglinzi.
atâta timp când că mai există. Nu mă deranjează pe mine faptul că orașul Târgu Neamț, care este proprietar 100%, găsește un investitor serios care poate demonstra că are cu ce. Face acolo niște lucruri grozave. Să-i dea drumul la o stațiune care să facă, să producă. Nu mă interesează dacă rămâne cu redevență de 20%. Important este ca el să funcționeze. Pentru că în jurul lui încep să învârtă lucruri, pentru că în jurul lui încep să trăiesc cu oameni, pentru că în jurul lui se dezvoltă inclusiv școală cum trebuie, nu ca acum, se dezvoltă școală de asistenți medicali, kinetoterapeuți grozavă, pentru că e nevoie să știi ceva. În jurul lor se dezvoltă oameni care trebuie să furnizeze mâncarea celor oameni. În să jurul servească, lor, să servească la masă. În jurul lor se dezvoltă totul. Se dezvoltă și liceul pe care conduce. Se dezvoltă și colegiul, liceul, pardon. Toate lucrurile se dezvoltă. Da. Numai că trebuie să începem să dăm la lucru. Nu putem spune că mâine dimineață facem lucrul acesta. Este un proiect de anvergură și pentru a fi făcut cum trebuie, nu trebuie făcut pe primul picior. Dar este... Nu poate lipsi din programul nimănui. Primul lucru și nu poate lipsi din programul nimănui este proiectul de anvergură la care mă gândesc. Lucrul acesta se face doar cu specialiști, doar cu oameni care știu ce înseamnă dezvoltare economică a zonei. Da? Da. Asta cu Târgu Neamț, oraș turistic, este într-adevăr un lucru care trebuie adus în față, dar trebuie să te gândești și la următoarele aspecte. Ce capacitate de cazare ai tu în zona Târgu Neamț? Poți tu în Târgu Neamț, de exemplu, să ai odată 10 autocare să le cazezi? 10 autocare nu. Se construiește un proiect în care poate să... vis-a-vis de Casa Arcașului. Da, da, da. E un proiect de anvergură acolo a unui domn pe care îl felicit pentru că s-a gândit la lucrul acesta. Dar lucrurile astea pot să apare. Zona Oglinzi. Să înceapă să meargă un picuț și sunt oameni care speculează lucrul acesta. Deja terenurile din jurul stațiunii Oglinzi, valoarea mare parte, nu că au crescut, e peste 100 de euro metru pătrat de teren. Și sunt terenuri luate de oameni cu bani tocmai pentru a începe să construiască ceva acolo. Bun, haideți să nu ocolim un subiect, sistemul educațional din oraș. Să nu ocolim sistemul educațional. Să știți că pot să vorbesc frumos despre modul în care s-au aplicat anumite lucruri pentru a crea o bază materială corectă, pentru a crea condiții de învățământ. Apreciez lucrul acesta. A fostei conducerea orașului Târgu Neamț. Nu spun că lucrul acesta nu a fost făcut, motiv pentru care cred că e bine să recunoaștem și să mulțumim. Însă, sunt și aici probleme majore, probleme care au fost cu proiectele de modernizare, dar trecem peste ele. Au fost făcute unele dintre ele, la unele școli au fost făcute pe picior, rapid. Și acolo unde nu s-a putut face un lucru care era necesar, nu erau materiale. Însă era surplus la lucruri care nu trebuiau. În fine, o problemă cu care de care ne lovim. Da. Dar asta peste nu înseamnă, tot. Adică nu poți să spui că intenția celui care a dus n-a fost bună și nu și-a dorit sau nu a văzut în educație un motor de dezvoltare a societății. Haideți să dăm și cezarului ce este a cezarului, pentru că trebuie să fim corecți. Iar eu sunt un om corect. Însă, nouă, în toate școlile de Târgu Neamț, știți ce ne trebuie? Ne trebuie câte o cantină. Cel puțin la dumneavoastră acolo. Noi suntem un oraș declarat de 18.000 de locuitori, în care există vreo 13, 14, 13, 12, 13, între 12 și 14.000 cred că există tot timpul. Care nu doar el furnizează elevi. Noi avem un bazin de vreo 100.000 de locuitori de la Pipiric până la Țibucani și de la Crăcăuani până la Voroaia aproape, până la Târzia, în care copiii vin în orașul Târgu Neamț. Copiii pleacă la 5:30-6 dimineața de acasă și ajung acasă la ora 3. 4. 4. Am spus doar ora 3. Ce mănâncă? Ce mănâncă? Mănâncă fie o mâncare nesănătoasă, fie doar niște biscuiți, fie nu mănâncă deloc. Și aștepți ca la ora 11-12 să dea performanță intelectuală. E greu.
Eu în toate școlile pe care le-am vizitat, din afara spațiului nostru românesc, am văzut o microcantină în care se oferea zilnic mâncare. Eu cred că construirea unor cantine la nivelul școlilor din orașul Târgului Neamț este absolut necesară și acest lucru va fi o prioritate pentru mine pentru dotarea școlilor. La fel vorbim despre bazele sportive, pentru că nu toate școlile au baze sportive foarte bine puse la adecvate. Adecvate. Și mă refer aici la terenurile de sport, mai ales la terenurile în aer liber, unde trebuie să ai aer suficient. Pentru că sportul asta cere și aer. Și mișcarea în aer liber este cea sănătoasă. Săl de sport, mai că sunt. Terenurile de sport trebuie rezolvate și făcut în așa fel încât să fie deschise celor care doresc să facă. În afara orilor de curs. Da, în afara orilor curs sunt deschise. Să vină lumea să alerge, să joace fotbal acolo. Ca să nu mai spun că și la nivel de oraș este necesar. Măcar o echipă de fotbal care să joace cu Timișești, cu Răucești, cu Grumăzești. În Liga a 4-a. Domnule, dar să ai așa un pic de apartenență, un pic de speriță. Ai acolo 200 de oameni care se duc, poate nu sunt mai mulți, dar ai 200 de oameni care se duc atunci. Vă garantez că 200-300 de oameni. Domnule, la nivelul ăsta suntem. Nu putem susține financiar, nu știu ce ligă, nu știu unii să promovăm, să ajungem. Nu ne putem bate financiar. Dar în momentul când ai acolo din orașul tău 30 de băieți care vor să alerge acolo și așa, parcă, nu, un spirit așa să te duci să-i susții acolo o dată pe săptămână, înseamnă mult. Înseamnă și o descărcare, înseamnă multe alte lucruri. Îmi aduc aminte când Târgu Neamț avea echipă care se bătea pentru promovarea în prima ligă. Pe timpul domnului Gârbea, să știți că eram la Iași student în momentul când a jucat calificarea pentru divizia națională sau divizia A, cum era atunci, cu Politehnica Iași. Da. Să știți că în prima repriză am avut 1-0 și în a doua repriză au luat 2 goluri. Întorcându-mă pe tren înapoi, m-am întors pe tren chiar cu echipa care juca fotbal și eu, revoltat și supărat atunci, le spun câtorva jucători, bă, le-am reproșat treaba asta. Și unul așa cu niște gambe mai musculoase, că eu eram și eu așa, mă dădeam mai... Băi, nu, ce ați făcut voi acolo, Sune? Băi, știi ceva, nu o să mai aveți neam din neamul vostru echipă ca acum niciodată și nici nu o să puteți să o țineți. Adevărul e că era o echipă foarte bună. Adevărat o vorbit. Da. Da, știți, am abordat subiectul de învățământ și ne-am dus spre sport, că sunt lucruri sunt legate. Începusem totuși legat de infrastructură, să vorbim despre gaz și energie așa un picuț. S-au făcut niște proiecte de racordare la gaz metan. Credeți că pe un cetățean al orașului Târgu Neamț din cartierul Blebea îl poate motiva suma de 80 de milioane de lei vechi, în condiții în care acolo oamenii trăiesc, fie din pensii, fie din ajutor social, ca să se cupleze. Ca să se cupleze la gaz, în condițiile în care știu și am auzit că sunt zone în care primăria s-a implicat în negocierea cu firma aceasta și le-au făcut fie o eșalonare în timp, fie o scădere a prețului, fie o subvenționare a lor. 80 de milioane de lei vei ca să te racordezi la gaz, degeaba el duci până la poartă. Că nu poate. Nu are cum, domnule. Sau faci chestia asta pentru 10-15% din populație. E și o problemă socială, e și o problemă de civilizație. Da. Bun. Spune multe lucruri și ce să vă spun? Nu știu cât va putea fi implementată, dar măcar să ne gândim și să plătim un specialist, măcar să înceapă să se gândească la un alt mod de transport a energiei electrice, a curentului electric, este foarte important. În ce sens? În sensul în care stâlpii și cablurile rămase în ultimii 30 de ani de când s-o tras cablul pentru televiziune și stâlpii electrici, nici nu mai știm ce-s cu cablurile alea din oraș. Nu mai știm. Să transportăm energia pe sub pământ, așa cum se întâmplă în locurile civilizate. Să gândim această formulă, să începem să ne gândim cum să construim un oraș încet, încet, în care cablurile să fie subterane. Adică să ai un regulament foarte clar. De acum încolo nu mai faci așa. Da. Și după aceea, în timp... Să încercăm să venim. Că nu putem spune, gata, tăiem tot de acolo mâine și ne ducem cablul subteran. Este imposibil. Știe toată lumea lucrurile astea. Ultima întrebare.
Credeți că Târgu Neamț trebuie să se dezvolte acolo, cum să spun eu, autarhic, interior, sau trebuie să țină cont și de zona din prejur? Timișești. Târgu Neamț nu poate fi privit singular, fără ceea ce înseamnă zona limitrofă, să spunem metropolitană, pentru că în momentul de față, între casa care este în Târgu Neamț și casa din Grumăzești, între casa din Vânător și casa între casa din Vânător și casa din Târgu Neamț, între casa din Dumbrava și casa din Târgu Neamț, între casa din Târgu Neamț și cea aparținând Răuceștiului Oglinzilor, nu este niciun metro. Mulți au garajul în oraș și casa din Vânător. Să mergem mai departe și să discutăm despre gunoi. Mă refer la problemele de infrastructură. Există o singură firmă care a câștigat nu știu fel de licitație. Licitație organizată de Consiliul Județean. Consiliul Județean, așa. Bun. Rosal. Ce face Rosal? Rosal transformă volumul în masă, în kilograme. Și dacă tu ai un tomberon de 2000 de litri în care ai sticle și niște pahare și niște hârtii, ți-l transformă în 900 de kilograme. Iar tu acolo nici 100 nu ai. Niște stații de gunoi subterane, domnul Bălănescu. O stație de gunoi subterane în jur între 10 și 14 mii de euro cu colectarea selectivă a lor, cu tot ce trebuie să faci. Vreo 40 de stații de genul ăsta la nivelul orașului Târgu Neamț rezolv mai multe probleme. Rezolv problema mirosului, rezolv problema câinilor vagabonți care nu mai au ce mânca. Stația subterană e aia care se bagă și rămâne deasupra un coș frumos din inox acoperit în care tu dai pui. Nu poate să intre acolo nici câinile, nici omul care caută în gunoaie nu poate să intre acolo. Da? Nu te poate înșela Rosalul să-ți spună că volumul ăla atâtea kilograme l-are, că nu-l mai cântărește, nu mai face formula de transformare a volumului în masă. În momentul când s-a umplut, e cântărit electronic. Ți-o trimis acolo, nici n-ai nevoie de oameni, nici n-ai nevoie cine să confirme. Și ai rezolvat problema asta inclusiv a mirosului. Numai să vrei să implementezi treaba asta. Agenția Națională pentru Fonduri de Mediu, da? Sunt proiecte care pot să fie finanțate pe acest nivel. Trebuie să vrei să faci lucrul acesta. Pentru că eu văd în relația cu Rosalu așa o chestie așa. Văd că sunt susținuți de undeva și nu îmi place lucrul acesta. Lasă fie două, trei firme de gunoi, n-ar fi mai bine? Din păcate, problema stă în felul următor. Cu mulți ani în urmă s-a implementat un proiect pentru... Toată lumea care vine la Girov îl plătește gunoi acolo. Plătește. S-au făcut licitații pe zone și licitațiile astea pe zone nu prevăd decât obligații pentru cel care a organizat licitația, adică Adieco, și pentru cel care duce gunoiul și îl plătește. Faci stații subterane, că problema asta este în discuție, dar trebuie să ai mașini specializate ca să poți lua gunoiul de acolo. Nu poți merge cu mașinile care sunt acum. Ori în contractul ăla pe care l-ai tu făcut acum, nu știu, 5-6 ani, nu este trecut așa ceva. Și firma îți spune, dom'le, nu, zice, eu n-am un contract. Da, dar un act adițional nu-l poți negocia? Eu cred că poți negocia mai multe lucruri atâta timp cât lucrurile sunt în favoarea cetățeanului și nu în favoarea ta. Faci contractul pe 10 ani să fii sigur că nu o fi schimbat și că îi convine la ala să vină cu o mașină de 25 de tone pe o străduță foarte mică, de dau toate mașinile cu fundul înapoi, dau toate mașinile cu spate câte 2 km, din cauza că tu nu ai scris în contract că mașina aia trebuie să aibă și o mașină mai mică care să poate să intre pe toate străduțele. Sau la băbuța X și la băbuța Y nu putem să luăm gunoiul de acolo pentru că nu intră mașina. Acolo cum? Nu-i tot în defavoarea cetățeanului? Dar plătește gunoiul. Cum? Există o lege, am aflat-o și eu mergând prin cetățeni, și îi spune legea dron. Adică eu fi spus dron, știm sau nu știm, putem bănui. O grămadă de proprietăți nelocuite din orașul Târgu Neamț, în care cetățenii sunt plecați în alte localități sau în alte țări, sunt puse la plata gunoiului. Nu locuiește nimeni, dar plătește gunoi. Mi se pare normal? Ia, nu mi se pare normal. Atâta timp cât acel om, acel proprietar,
face dovada faptului că locuiește în altă parte și dovada faptului că acolo plătește acest serviciu de salubrizare. Una e când plătești niște bani la întreținere pe casa scării, niște bani la comun, și alta e când plătești gunoi pe care nu-l produci. Da. Suntem înaintea sărbătorii Paștelui. Păi înseamnă că spital, sănătate, lucrurile celelalte le discutăm. Le discutăm într-o altă emisiune. Le discutăm într-o altă emisiune. Avem 55 de minute de când discutăm, da. Și a fost o reală plăcere. Vă mulțumesc. Sunt multe lucruri pe care vrem să le discutăm. Eu am și spus, pentru că urmează o săptămână în care fiecare trebuie să se gândească la el. Și să-și facă așa o analiză a activității pe care a desfășurat-o. Și să vadă dacă a jignit voit, a supărat voit, sau în același timp dacă a ajutat pe cineva sau dacă poate să ajute. Să-și facă această introspecție. Și în urma ei să decidă cum să-și organizeze viața în continuare. Ce ar trebui să îmbunătățească? Ar fi foarte important. Pentru că lumina care va veni simbolizează noul, binele și învingerea răului. Asta înseamnă că... Cu sacrificii, dar învingerea răului. Asta înseamnă că oricând facem lucrul acesta și ne dăm seama că am făcut niște nevolnicii și conștientizăm că ele sunt nevolnicii, putem fi iertați. Ar trebui să încercăm să fim mai buni. Să încercăm. Cu toată voința. Acum, știți, toți mai facem și lucruri rele. Important este să ne dăm seama, să le recunoaștem și să încercăm să nu le mai repetăm. Eu le doresc tuturor celor care ne privesc, prietenilor și neprietenilor pe care îi am sau pe care mi-am făcut fără să vreau. Mi-am făcut vrând să fac bine, de fapt. Pentru că sunt și eu jignit și atacat aiurea. Văd niște chestii scrise din partea unor anonimi. Pentru că în față nu poate să-ți spună cineva privindu-te la tine și știind cum ești, nu poate să-ți spună niște nevolnicii, niște minuni. Le doresc să le dea Dumnezeu lumină în creier, în suflet, să-i facă să fie așa împăcați cu ei înșiși. Este foarte important. Eu personal, dacă am greșit față de cineva, îmi cer iertare. Recunosc că pot să greșesc, pentru că sunt ca și dumneavoastră un om, dar vă doresc tuturor să vă bucurați de cei care vă sunt apropiați, de familiile dumneavoastră, de copii, de părinți și de cei care vă sunt alături. Așa încheiem această emisiune, oameni buni, cu urările domnului Gheorghe Petre, candidatul PNL pentru funcția de primar al orașului Târgu Neamț. Cele bune, să ne vedem sănătoși la următoarea emisiune.